În deschiderea secțiunii 1 a Festivalului de Pricesne, categoria de vârstă sub 15 ani, am bucuria de a invita pe scenă un elev în clasa a 7-a care a studiat pianul timp de 5 ani. Este fecior de preot și cântăresc bisericesc la parohia unde slujește tatăl său. De peste Prut, tocmai din Basarabia de Sud, a venit să ne interpreteze o priceasnă, a cărei melodie a fost culeasă de către mama lui de la localnicii basarabeni și care se numește A bătut la ușa ta cineva. Să-l primim cu aplauze pe tânărul Serafim Iațco. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni, în tăcerea negrei nopți stă un om și plânge, fața lui e numai răni, pieptul numai sânge. Cine e străin pribeac, cine ești? Al cui dor tu pribegești? Pentru cine te-au brăzdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, nu mai spin și ură, numai roșii trandafiri pieptul mi-l umplură. A bătut la ușa ta cineva, o deschide-i, nu mai sta, nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată.